Da, desigur, este un mini turneu, așa se poate de spus, de lux, care pentru noi a să fie o experiență foarte bună. Trebuie să facem meciuri bune, să luăm rezultat cât mai bun și să ne fie de folos numai. Păi nu pot să zic că e un avantaj, fiindcă echipele sunt peste noi. Și dacă joacă din campionat, nu cred, trebuie să ieșim și să facem față la oricine. N-are importanță. Una dintre aceste trei țări poate fi un potențial adversar și în grupe. Pe cine ți-ai dori eu să vezi acolo? Desigur, echipele mai bune, Suedia, Norvegia, cu Polonia am jucat anul acesta, desigur n-aș mai vrea să jucăm cu ei. Dar Suedia și Norvegia ar fi bine. Ai dori să-l vezi pe Ibrahimovic, să jucați cu el? Desigur, de ce nu? E totuși o vedetă în lumea fotbalului. Am fost în vacanță în Germania. Ce cadouri? Cadouri n-am primit, fiindcă am fost mai mult ca în vizită. N-am fost în vacanță, sora mea trăiește acolo și am fost la ea în vizită.